Bună ziua! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă de chiftele de broccoli, o rețetă delicioasă și sănătoasă, deoarece, așa cum bine știți, broccoli conține foarte multă vitamina C și foarte multe elemente nutritive benefice sănătății noastre. Pentru această rețetă eu am folosit o bucată de broccoli mare, o ceapă medie, un morcov mediu, 2-3 căței de usturoi, 50 de grame de pesmet sau pâine uscată, 2 linguri de făină de năut, făină de in sau altă făină, condimente la alegere, sare sau vegeta fără monoglutamat și 2-3 linguri de ulei de măsline extra virgin. Pentru început am spălat foarte bine o bucată de broccoli, am curățat-o de cotor și am desfăcut buchețelele de broccoli, le-am desfăcut de pe cotor, apoi le-am desfăcut în buchețele mai mici. Pentru că voi fierbe pe aburi acest broccoli și dacă este mai micuț, se va fierbe mai bine. Am pus o oală cu apă pe foc, cu puțină apă. Deasupra am pus un vas perforat în care am pus broccoli, am acoperit cu un capac și am lăsat pentru 5-10 minute acest broccoli să se înmoaie. Între timp am pus pâine uscată, pentru că eu nu folosesc, dacă aveți pesmet puteți folosi 50 de grame de pesmet, dar eu de obicei nu cumpăr pesmet pentru că nu știu din ce pâine este făcut și atunci prefer să îmi fac eu pesmet în casă sau să folosesc așa pâine de o zi, două, pe care să o pun în blender și să o mărunțesc. Am făcut-o firmituri și am pus într-un bol o ceapă, mărime medie, o ceapă roșie am pus eu, dar puteți pune și albă. Ceapa roșie are mai mulți antioxidanți. Am tăiat o bucăți mai mare, am pus într-un blender. Morcovul, la fel, o bucată medie, l-am tăiat în bucăți mai mari și l-am pus în blender. Am pus și 2-3 căței de usturoi. Dacă nu aveți usturoi proaspăt, puteți pune o linguriță de pudră de usturoi. Am mărunțit cu ajutorul blenderului aceste legume, dar dacă nu aveți blender, puteți ceapa să o tăiați foarte mărunt, morcovul să-l dați pe răzătoarea mică și usturoiul la fel să-l tăiați foarte mărunt. Am pus aceste legume mărunțite peste pesmetul din bol. Între timp, broccoli s-a înmuiat. Am oprit focul și am transferat broccoli într-un bol. L-am lăsat să se răcorească. Apoi am pus acest broccoli în acest chopper și l-am mărunțit. Dacă nu aveți blender, puteți la fel să mărunțiți acest broccoli cu cuțitul mărunt. Am pus broccoli peste legumele din bol și am adăugat 2 linguri de făină de năut sau făină de in, sau puteți să puneți o altă făină, condimente acela universal pentru chiftele, sare sau alte condimente care vă plac după gust. Am preîncălzit cuptorul la 180 de grade Celsius. Apoi, pe o tavă cu hârtie de copt, am format chiftele rotunde, dar puteți să le dați ce formă doriți. Trebuie compoziția strânsă foarte bine în mâini, pentru că nu este la fel cu compoziția de carne sau compoziția care conține ouă. Este o compoziție mai sfărmicioasă și de aceea trebuie foarte bine strânsă în mâini. Formăm aceste chiftele și le băgăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 30 de minute. Ce am vrut să vă mai spun, puteți adăuga în această compoziție opțional 2-3 linguri de ulei de măsline extra virgin sau, dacă nu, la final, după ce scoatem aceste chiftele din cuptor, după 30 de minute, putem să le pensulăm cu puțin ulei de măsline extra virgin. Am lăsat aceste chiftele pe un platou să se răcurească, iar apoi
Eu l-am servit alături de un pireu de cartofi și țelină și alături de o salată de roșii cu ceapă roșie. Pot să vă spun că au fost delicioase. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă. Totodată, nu uitați să vă uitați în linkul din descriere, unde veți găsi informații nutriționale despre broccoli. La revedere! O zi bună!